Nu știu cum s-a întâmplat. Dintr-o dată am auzit că în seara asta este Pesach. Sărbătoarea eliberării când poporul evreu a fost eliberat din robia în Egipt. Și oamenii sărbătoresc Pesach. Am auzit că în această seară este Pesach. În baraca noastră se aflau peste 1000 de deținuți evrei. Trebuie să sărbătorim. Ce am sărbătorit? Libertatea, eliberarea. Am fost mult mai înrobiți decât evreii din Egipt. În Egipt nu au fost uciși 6 milioane de evrei, nici măcar 1 milion nu au fost uciși. Copiii au fost înecați în Nil, dar 1,5 milioane de copii au pierit în Holocaust. Ei măcar au avut ceva de mâncare în Egipt. Noi ce avem? Nimic. Dar nimeni nu pune la îndoială că Pesach este sărbătoarea eliberării și trebuie să o sărbătorim. Toți prizonierii se ridică în paturile lor. Cum sărbătorim? Se numește Haggadah. Există un anumit ritual, o anumită rugăciune. Îmi amintesc de Manștana. O rostesc cu voce tare și toată baraca, 1000 de deținuți cântă cu mine. Altcineva își amintește Shema Israel. Imaginați-vă 1000 de prizonieri cântând, ofițerul SS intervenind. Așa ceva este de nemai auzit. Cum să cânți într-un lagăr de concentrare, într-un lagăr al morții? Cum să cânți? Ofițerul SS spune, dacă nu vă culcați imediat, vă împușc pe toți. Și nu era doar o amenințare, desigur. Ne punem capetele pe pernă și ne întindem pe scândurile de lemn. Credeți-mă, nu durează 10 minute. Ofițerul SS iese din baracă și noi imediat reîncepem să cântăm. De data asta, ofițerul SS revine furios. Ridică arma, toată lumea la culcare, dacă nu vă culcați imediat, vă împușc pe toți. Desigur, ne întindem iar pe scânduri. Ofițerul SS vine și pleacă pentru a treia oară. Toți prizonierii din baracă cântăm și ne rugăm. Nu putem dansa, dar să vă dorim sărbătoarea eliberării. Toți suntem religioși? Cu siguranță că nu. Dar în acest moment toți ne dăm seama că e Pesach, ziua eliberării. Nimeni nu protestează, nimeni nu spune, dacă vrei să sărbătorești, du-te în altă parte, cântă acolo și roagă-te acolo, dar nu-mi pune mie viața în pericol. Fiecare evreu este credincios. Fiecare evreu are credință. De 3 ori ofițerul SS ne amenință că ne împușcă. Știm riscul pe care ne-l asumăm. Dar continuăm să sărbătorim sărbătoarea eliberării în mijlocul suferinței abisale și a morții. Ofițerul SS intră, ne privește și suntem siguri că acesta este sfârșitul nostru. Dar apoi pleacă și ne rămâne.